Astăzi anunțăm debutul unei noi campanii mediatice în cadrul jurnalului săptămânii. Cine, când și cum s-a implicat în jaful secolului? Am preta deci în furtul miliardului de dolari din sistemul bancar al Republicii Moldova au lăsat cel puțin doi reprezentanți de-a lui Vladimir Plahotniuc. Unul dintre ei declară că a fost folosit de către bancheri și politicieni corupți de la Chișinău. O radiografie a firmelor implicate în jaful din 2014 scoate la iveală faptul că persoanele care apar în această schemă sunt prezente și în alte scandaluri de proporții. În toate cazurile este vorba de acoliții oligarhului de la șefia Partidului Democrat. Victoria Zirnelite, contabilă specializată în crearea și administrarea companiilor în paradisuri fiscale în beneficiul unor anonimi. Reprezentantă a intereselor lui Vladimir Plahotniuc în offshore-ul Max Power Invest Limited în anii 2011 și 2012. Participantă la crearea companiei Fortuna United LP, destinația finală a banilor sustrași din sistemul bancar moldovenesc în noiembrie 2014. Fortuna United LP este un offshore din Marea Britanie înregistrat în Scoția, care, potrivit detectivilor financiari din Agenția Internațională Kroll, a încheiat pe 26 noiembrie 2014 un acord cu Banca Socială, un contract de vânzare-cumpărare cu o valoare colosală de 18,3 miliarde de lei. Obiectul tranzacției l-a constituit portofoliul de credite a 5 companii afiliate lui Lanșor, în valoare totală de 13,7 miliarde, plus procentele ce urmau să fie plătite de către debitori și o primă plată în mărime de 3% din întreaga sumă. Esența acestei proceduri constă în faptul că firmele din așa numitul grup Șor nu-i mai erau datoare băncii sociale, iar împrumuturile lor urmau să fie stinse de către Fortuna Scoțiană. Din întreaga datorie, offshore-ul a plătit un avans de 3%, adică 551 de milioane de lei. Auditorii de la Kroll au subliniat un aspect important cu privire la această sumă. Ei au menționat în primul raport elaborat pentru Banca Națională Moldovei că cel mai probabil cele 551 de milioane nu au provenit din activități financiare ale Fortuna, ci tot din portofoliul de credite pe care entitatea scoțiană l-a cumpărat de la Banca Socială. În sinteza celui de-al doilea raport făcut de Kroll se conține și o dovadă în acest sens. După ce au urmărit întregul traseu al banilor, detectivii financiari au descoperit că din totalul surselor sustrase de către grupul de companii ale lui Șor, 39,2 milioane de dolari au fost transferate către Fortuna United. Astăzi nu mai are cine să restituie datoria. Compania scoțiană e în proces de lichidare. Fiduciarii care au creat-o au anunțat autoritățile britanice despre dizolvarea parteneriatului lor pe 2 martie 2017. E ca și cum, să zicem, un agricultor ar avea un client permanent căruia să-i vândă în mod constant pe datorie. Îi dă un sac de făină din care primește înapoi o parte mică din marfa sa, drept prima plată. Îi mai împrumută un sac din care mai primește înapoi o anumită cantitate din același produs. Și tot așa până când cumpărătorul pe datorie are depozitul plin, iar agricultorul hambarul gol. Aici apare, să zicem, un nou client, de pildă un cetățean britanic cu domiciliu în Scoția, care se oferă să plătească el creditele, dar tot în rate. Scoțianul îi restituie o parte mică din făină celui care a crescut grâul, pune mâna pe tot ce rămâne în depozit, după care dispare. Rolul agricultorului amăgit a fost jucat de cele trei bănci fraudate, iar Ilan Șor a avut rolul clientului abonat la interminabilii saci cu făină pe datorie. Se cunoaște mai puțin însă despre compania care a jucat partea finală. Fortuna United, firma fantomă care a cumpărat dreptul de a colecta de la grupul Shore datoria de peste 13 miliarde de lei, plus încă aproape 5 miliarde de procente, a fost înregistrată cu adresă juridică în acest bloc cu trei niveluri din Edinburgh, Scoția, cu numai 3 luni înainte de tranzacția cu miliardele băncii sociale. Documentele de înregistrare a agentului economic au fost depuse de o altă companie, Royston Business Consultancy Limited, reprezentată de către doi parteneri originari din Lituania, Remigius Michalauskas, un personaj despre care vom vorbi mai târziu, și Victoria Zirnelite, o fostă reprezentantă de-a lui Vladimir Plahotniuc. Un apartament modest cu două dormitoare la parterul unui bloc din nordul Edinburgului găzduiește misterioasa firmă care are dreptul de a colecta suma de proporții presupus furată din fost Republica Sovietică Moldova. Au scris în 2015 jurnaliștii de la BBC într-o investigație cu privire la sute de firme înregistrate pe aceeași adresă ca și offshore-ul deținător de drepturi asupra miliardelor de lei dispărute din
din sistemul bancar moldovenesc. Potrivit surse citate, apartamentul îi aparține chiar lui Victoria Zirnelite, originară din Lituania. Avem de a face cu o persoană specializată în deschiderea firmelor și administrarea acestora în beneficiul unor anonimi. Este o profesiune răspândită în lumea businessului, mai ales în cazul afacerilor din paradisuri fiscale, iar acestor persoane li se mai spune consultanți pentru business corporativ, administratori de conturi, directori, acționari nominali sau simplu fiduciari. Ele servesc drept paravane pentru adevărații proprietari ai companiilor. Printre clienții pe care Victoria Zirnelite i-a acoperit cu numele său pe parcursul carierei sale, se numără cel puțin un cetățean din Republica Moldova. Este vorba despre oligarhul de la șefie Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc. Zirnelite i-a reprezentat interesele în offshore-ul britanic Max Power Invest Limited, companie în care a deținut funcția de director nominal între aprilie 2011 și mai 2012. Cam pe la mijlocul acestei perioade în care administra offshore-ul Max Power, Zirnelite a semnat o declarație în care a divulgat cine este beneficiarul real al companiei. În acest document ea indică faptul că acțiunile companiei îi aparțin în totalitate lui Plahotniuc, oligarhul moldovean care are și cetățenie românească. Nu este o practică obișnuită ca un fiduciar să-și divulge clientul, însă Zirnelite a fost obligată să facă acest lucru de către justiția britanică într-un proces cu privire la atacul Raider produs în Republica Moldova în 2010 la Victoria Bank, inclusiv cu participarea offshore-ului lui Plahotniuc, Max Power Invest Limited. Dacă a fost sau nu frauduloasă acea preluare, așa cum au afirmat atunci foștii acționari, este un subiect aparte, asupra căruia încă decurg investigații în afara Republicii Moldova. Ceea ce am vrut să subliniem prin readucerea în atenția scandalului de la Victoria Bank din 2010 este că unii dintre fiduciarii care apar în acel dosar figurează și în cazul fraude bancare produse deja în 2014 la Banca de Economii, Banca Socială și Unibank. Vorbim despre directori acționari nominal de serviciile cărora s-a folosit pe parcursul timpului, anume Vladimir Plahotniuc. În afara de Victoria Zirnelite, care în 2011 i-a reprezentat interesele lui Plahotniuc în Max Power Invest Limited, iar în 2014 a participat la crearea offshore-ului Fortuna United, care a preluat de la Banca Socială datoriile grupului Shore, în schema furtului miliardului se întrevede cel puțin încă un fiduciar de-al oligarhului moldovean. Este vorba de această dată despre un contabil originar din Cipru, cu reședință în Edinburgh, cu numeroase firme offshore deschise pe numele său în Marea Britanie, Marius Papantoniu. Marius Papantoniu, contabil specializat în crearea și administrarea de companii în paradisuri fiscale, a reprezentat interesele lui Vladimir Plahotniuc în offshore-urile Financial Investments Corporation Limited și Victoria Invest Limited. A colaborat cu oligarhul timp de cel puțin 10 ani. În același timp a participat la fondarea mai multor firme implicate în schema jafului din sistemul bancar moldovenesc. Numele acestui fiduciar apare de două ori în primul raport făcut de compania internațională Kroll cu privire la frauda bancară din Republica Moldova. Prima dată, Papantoniu figurează drept reprezentant al unuia dintre 21 de cumpărători de acțiuni la Unibank, în 2012, la etapa de preluare a controlului asupra acestei instituții financiare. Precizăm că aceasta a fost una din fazele inițiale ale schemei de fraudare urmată în 2013 de preluarea controlului asupra băncii sociale și băncii de economii, iar în 2014 de scoaterea banilor din toate cele trei instituții prin credite frauduloase. A doua oară, detectivii financiari angajați de BNM să investigheze furtul din sistemul bancar moldovenesc, îl pomenesc pe Papantoniu în contextul activității acestuia în offshore-ul Axiano Limited, despre care se presupune că a participat într-un alt scandal cu răsunet internațional, izbucnit în 2014. Spălătoria peste 20 de miliarde de dolari proveniți din Rusia, care a implicat o bancă din Republica Moldova și sistemul nostru judecătoresc. Ca și Victoria Zirnelite, Marius Papantoniu este un contabil specializat în crearea de companii pentru persoane sau entități care vor să rămână în umbră. Mai multe offshore-uri înregistrate pe numele cipriotului sau fondate de alte firme de ale lui au participat la vasta schemă de sustragere a banilor din BM, Banca Socială și Unibank. Vom enumera doar câteva dintre ele. Dintre cele dezvăluite în primul raport Kroll, una este Manitoba Management Limited, cea despre care am spus mai sus că a cumpărat în 2012 un pachet de aproape 5% din acțiunile Unibank, participând astfel la preluarea controlului asupra instituției de cât
către un grup de persoane și companie afiliate lui Lanșor. Marius Papantoniu este cel care a fondat firma cu câteva luni înainte de achiziție, iar ulterior a administrat-o ca director și acționar. Alta este Roslin Trade LLP, companie care i-ar fi împrumutat fostului președinte al Republicii Moldova, Petru Lucinski, o parte din banii necesari pentru a cumpăra un alt pachet de aproximativ 5% din acțiunile Unibank. Documentele pentru fondarea Roslin Trade LLP au fost depuse în 2012 de compania britanică Lawson's and Company LLP, care la rândul său este condusă din 2007 de către cipriotul din raportul Kroll, Marius Papantoniu, și soția sa Ishbel. Altă firmă fondată cu aportul companiei lui Papantoniu Lawson's and Company este Harrogate Consulting LP, care este menționată de 5 ori în primul raport făcut de Kroll cu privire la participanții în jaful din băncile moldovenești. Harrogate a jucat tot rolul de creditor, doar că pentru alți 3 cumpărători de acțiuni la Unibank, printre care și notarul Olga Bondarciuc, considerată un om de încredere a lui Vladimir Plahotniuc. Tot cipriotul a fondat firma Harvard United LLP, care a creditat alți 2 cumpărători de acțiuni, printre care Regina Apostolova, viceprimar de Orhei, colega de partid a lui Lanșor, cea care și-a manifestat recent dorința de a deveni primar de Chișinău. Lista prezenței lui Papantoniu în schemă ar putea continua, atât cu companii menționate de către detectivii financiari de la Kroll, cât și cu firme implicate în numeroasele transferuri cu banii sustrași, denumirile cărora au fost enunțate în procesele de judecată pornite de procurori în dosarul fraudei bancare. Mai multe companii create de firma lui Marius Papantoniu Lawson's and Company figurează în sentințele emise în dosarele în care au fost condamnați fostul premier Vlad Filat, fostul deputat Kiril Lucinski și afaceristul Vyacheslav Platon. Rolul acestor firme nerezidente ar putea constitui subiectul unei investigații aparte. Deocamdată ne vom limita la sublinierea faptului că fiduciarul Marius Papantoniu a creat mai multe companii implicate în schema jafului bancar. La prima vedere, aceste companii fac parte sau sunt afiliate grupului Shor. Papantoniu însă are un client mai vechi în Republica Moldova, oligarhul Vladimir Plahotniuc. Una dintre firmele prin intermediul căreia cipriotul menționat în raportul Kroll își vinde serviciile se numește Axiano Company Secretaries Limited. Aceasta, la rândul său, a creat în beneficiul lui Plahotniuc un alt offshore, Financial Investment Corporation Limited. Pe 18 noiembrie 2004, fiduciarul a semnat o declarație în care subliniază că are doar rol de acționar nominal și că proprietarul real al firmei administrate este Vladimir Plahotniuc. Colaborarea dintre cei doi nu s-a terminat în 2004 și nu s-a limitat la o singură companie. Papantoniu a lucrat pentru Plahotniuc și în offshore-ul Victoria Invest Limited, un alt actor în scandalul cu acțiunile de la Victoria Bank, obligat de către justiția britanică să-și divulge beneficiarul final. Potrivit unei declarații semnate pe 20 decembrie 2010 de acționarul nominal al acestei companii, proprietar final al firmei este oligarhul de la șefie PD, iar cei care au administrat conturile offshore-ului de la creare în 2004 până la dizolvare în 2014 sunt Evtucia Turnbull și ginerele său Marius Papantoniu. Femeia a fost cea care a depus actele de constituire și a ocupat funcția de director nominal ani la rând, iar bărbatul s-a implicat mai târziu pentru dizolvarea entității. Numele lui Marius Papantoniu figurează în acte cu privire la închiderea Victoria Invest Limited, care datează cu anii 2013 și 2014. Rezultă că în timp ce colabora cu firme și persoane din așa numitul grup Shor, fiduciarul cu origini cipriote conlucra concomitent cu Plahotniuc. Până aici am enumerat 2 fiduciari de-a lui Vladimir Plahotniuc, care se întrevăd și în schema fraudei bancare, Victoria Zirnelite și Marius Papantoniu. Cei doi au fost colegi în companie Lawson's and Company în perioada 2007-2014 și par să colaboreze până în prezent. Serviciile lor au fost folosite și într-un alt imens scandal. Este vorba despre schema de umflare a tarifelor la energie electrică prin intermediul companiei din Transnistria Energocapital. Jurnaliștii de la platforma de Black Sea au publicat în 2016 o investigație în care au arătat că unul dintre offshore-urile care au creat entitatea Tiraspoleană este compania scoțiană Energy Assets Development LP. Acest offshore a fost creat în 2012 cu aportul firmei lui Papantoniu, iar în 2017 a fost dizolvat, documentele fiind prezentate de compania lui Zirnelite, aceeași care a fost utilizată pentru
pentru înregistrarea firmei, care a cumpărat creditele neperformante prin care au fost ruinate Banca de Economii, Banca Socială și Unibank. Atât Fortuna United, implicată în frauda bancară, cât și Energy Assets Development, implicată în schema Energo Capital, au avut o perioadă aceeași adresă juridică, apartamentului Zirnelite din Edinburgh. Aici îl vom aduce din nou în atenție pe partenerul lui Zirnelite din Fortuna United, semnătura căruia apare pe documente ale ambelor firme amintite mai sus, Remigius Michalauskas. Și numele său figurează în primul raport al auditorilor de la Kroll, atât la partea finală a schemei realizate prin Fortuna United, cât și la faza inițială, cea de preluare a controlului asupra Unibank. Lituanianul s-a numărat printre reprezentanții celor 21 de cumpărători de acțiuni afiliate grupului Shore, circumstanța din care rezultă că în spatele întregii mașinații, de la început și până la urmă, stau aceleași persoane care se ascund după paravane. Cel puțin două dintre aceste paravane au fost utilizate anterior de președintele PD. Dacă această constatare ar fi o coincidență întâmplătoare, ar însemna că din miile de fiduciari câți există în lume, gata să-și pună numele pe orice firmă, autorii furtului miliardului, dar și cei ai schemei Energo Capital, au decis să-i folosească anume pe oamenii de încredere a lui Vladimir Plahotniuc. Am reușit să luăm legătura cu Marius Papantoniu și subliniem că suntem dispuși să publicăm și eventuale reacții din partea celorlalți fiduciari amintiți în acest material. Deocamdată prezentăm reacția cipriotului. Trebuie să vă spun sincer și categoric că eu și Lawson & Co, precum și mulți alți agenți de înregistrare a companiilor în Regatul Unit și alte țări, am fost folosiți de persoane corupte din Moldova pentru a fura din băncile de acolo și posibil pentru alte infracțiuni. Nu am știut nimic despre ce s-a făcut acolo și am aflat abia peste 2 ani de la un jurnalist scoțian. Vom putea afla cine a stat în spatele acestor crime împotriva poporului moldovenesc atunci când, în calitate de stat, veți reuși să scăpați de bancherii și politicienii corupți. Trebuie să fiți de acord că în frauda bancară trebuie să fi fost implicate persoane de nivel înalt, deoarece nu este atât de ușor să furi atât de mulți bani dacă nu ai conexiuni la nivel înalt. După atâția ani, guvernul Moldovei nu cunoaște lucrurile de bază sau se preface că nu cunoaște. Din cauza acestei situații din Moldova, mi-au fost închise câteva conturi bancare în Marea Britanie. Este corect să fiu presupus vinovat într-o investigație superficială a fraudelor bancare din Moldova, doar pentru că numele meu este menționat la fel ca multor altor agenți care doar au înregistrat companii în numele unor clienți? Dumneavoastră, ca jurnaliști, trebuie să vă concentrați, în opinia mea, să puneți presiune asupra guvernanților Republicii Moldova pentru ca ei să pornească o investigație cu adevărat independentă în legătură cu toate aceste activități criminale fără întârziere. Acesta este singurul comentariu făcut de Papantoniu. Omul nu a răspuns cine anume l-a angajat pentru fondarea firmelor utilizate în scheme frauduloase și a ignorat întrebările cu privire la colaborarea sa cu Vladimir Plahotniuc. Anterior și Victoria Zirnelite a făcut declarații pentru presă, în care a afirmat că ea și partenerul său, Remigius Michalauskas, nu cunosc nimic despre banii furați din băncile moldovenești și ea a refuzat să divulge identitatea beneficiarului final al Fortuna United, cel care, dacă ar fi descoperit, ar trebui să întoarcă banii furați din sistemul bancar moldovenesc. Am încercat să aflăm de la gestionarea anchetei penale în cazul furtului miliardului dacă au examinat implicarea persoanelor de încredere ale lui Plahotniuc în schema JAF-ului și dacă președintele PD a fost vreodată audiat în acest dosar. Doamna Bețișor, bună ziua! Bună ziua! Doamna Nofrei, mă numesc de la Jurnal TV, vă telefonez, aveți un minut. Da. Spuneți, de obicei corespondența noastră cu presă se face serviciu de presă. Dar avem o întrebare simplu, fără solicitare. Întrebările simple oricum doar pe serviciu de presă. Este o regulă stabilită. Alo. Domnule Morari, bună ziua. Da, bună. Doina Onofrei de la Jurnal TV. Aveți un minut? Încântat. 49009, Anastasia Mihalcean. Mersi mult. Purtătorul de cuvânt al Procuraturii Anticorupție, Anastasia Mihalceanu, a recepționat solicitarea reporterului Jurnal TV, dar încă nu a oferit un răspuns. Vladimir Plahotniuc nu a fost disponibil pentru a face un comentariu. El nu interacționează cu presa nici la briefingurile pe care le organizează cu regularitate la sediul PD, unde este în fața camerelor de luat vederi doar pentru a face declarații și nu acceptă întrebări. La revedere! Nu este accesibil nici la telefonul mobil.
Acest număr este ocupat. Și evită în general situațiile în care ar putea fi abordat cu vreo întrebare. De exemplu, dacă reporterul Jurnal TV îl așteaptă lângă blocul în care locuiește, controversatul politician îl ocolește folosind alte ieșiri din curte. Prezența lui Plahotniuc în dosarul fraudei bancare nu se limitează la prezența fiduciarilor săi. Printre plățile făcute de firmele lui Ilan Șor cu banii împrumutați din cele trei bănci, se numără și două transferuri către avocatul din Boston, originar din Ucraina, Val Gurviț, cel care a ieșit în 2012 într-o conferință de presă la Chișinău în calitate de reprezentant al lui Vladimir Plahotniuc. Informațiile cu privire la aceste plăți în sumă de peste 61.000 de dolari se conțin pe copiile extraselor bancare ale offshore-ului recunoscut de Ilan Șor drept al său, Hesburg, LLP. Documentele au fost oferite prese de către avocatul lui Vyacheslav Platon Ion Crețu, iar drept dovada faptului că și procurorii au aceste rulaje bancare poate servi decizia de condamnare în cazul lui Kiril Lucinski. Procurorii au invocat aici mai multe transferuri de pe contul Hesburg spre companii atribuite fostului deputat. Informațiile cu privire la două dintre aceste transferuri se regăsesc pe aceleași pagini din rulaj ca și datele cu privire la plățile către avocatul lui Vladimir Plahotniuc. În imediata apropiere, am încercat să luăm legătura cu Ilan Șor, condamnatul din dosarul fraudei bancare, pe mărturiile căruia se bazează învinuirile procurorilor în cazul tuturor celorlalți condamnați. Întrebările expediate purtătorului său de cuvânt cu privire la implicarea reprezentanților lui Vladimir Plahotniuc și rolul jucat de oligarh personal în furtul miliardului rămân deocamdată fără răspuns.